Încă un stranier la handbal club după Sergio Baros, Alexandru Gleja a semnat pentru gruparea buzoiană. Extrema din Muntenegru s-a format la Budvasca, dar a debutat în handbalul mare la Partizan Belgrad, grupare de tradiție a sportului din Serbia. Tânărul de 25 de ani a bifat un stagiu și la Krems în Liga 1 din Austria, iar la Buzău vine de la Balaton, o prezență obișnuită în cupele europene. Gleja a debutat și în naționala muntenegreană în 2020, bifând până în prezent 9 apariții. Buzăul și-a asigurat și postul de pivot, odată cu transferul lui Bogdan Baican, unul dintre cei mai experimentați sportivi din Liga Zimbrilor. Suceveanul a semnat pentru handbal club după ce în ultimele două sezoane a evoluat la Poli Timișoara. În prealabil, sportivul de 29 de ani a jucat pentru CSU Suceava și HM Constanța. Am mai perfectat încă 3 transferuri. Este vorba de interul stâng Alexandru Glengea, venit internațional muntenegrean, venit de la Balaton Șurevi. Este vorba de Bogdan Baican de la Poli Timișoara și de buzoianul Bălan Vlad, un junior de mare perspectivă de la Centrul Olimpic de la Timișoara. În proporție de 90%, conducătorii de la Handball Club au declarat că lotul cu care va fi abordat sezonul 2021-2022 este definitivat. Ar mai exista posibilitatea unor mutări de ultim moment în cazul în care vor obține acordul unor jucători tineri care să se încadreze în baremele impuse de federație. În principiu, 90% cam am încheiat politica de transferuri, doar dacă vom găsi un jucător de perspectivă care să îndeplinească regula de obligativitate impusă de federație de under 23, probabil că vom mai aduce un jucător la echipă, unul, doi jucători la echipă. Ca o ultimă veste dinspre handbal club, lusitanul Sergio Baros, infectat a doua oară cu COVID, este asimptomatic și se va putea alătura lotului după ce vor expira cele 14 zile de izolare obligatorie.